Cine vrea să fie milionar? În lei? În euro? În fapte bune? Astăzi vorbim despre 5 lucruri pe care le poți câștiga făcând voluntariat. Și avem și un concurs la final. Mulțumesc enorm pentru susținerea voastră. Mă bucur să văd că există public care ar gusta acest tip de content despre voluntariat. Promit să și postez mai des pentru că cât de greu poate să fie, nu? Să învăț cum să editez. Mergem mai departe. Cel mai mulți când se gândesc la voluntariat zic că păi e cam multă muncă și no cash, dar eu cred că sunt câștiguri de ambele părți. Deci îi dăm drumul. 1. Voluntariatul este despre pasiuni. Ai prieteni care zic, of, dar aș fi încercat să fiu profesor sau când eram mic voiam să mă fac doctor. Ce ar fi fost dacă mă făceam bucătar sau dădeam la construcții? Dar eu n-am bani să merg la concerte sau să călătoresc. Vezi? E vorba despre win-win. Trebuie doar să găsești un ONG în a cărui viziune să crezi. Și dacă încă nu știi exact care este ONG-ul cu care te-ai potrivi, dă subscribe și o să vezi din interviurile cu voluntarii pe care ți le-am promis. 2. Voluntariatul este despre a încerca ceva nou după muncă sau după școală. Întrebarea mea preferată este, ok, după muncă sau după școală, ce mai faci? Pe lângă dormit și seriale, eu cred că voluntariatul te expune la o groază de provocări, de tot felul nemaipomenite și nemaiauzite. Și cel mai bun lucru pe care îl poți câștiga ieșind din zona ta de confort, este încrederea în tine. E cineva acolo care are nevoie de niște încredere în el? Parcă va pe cineva acolo. 3. Dezvoltare personală. Știi cuvintele alea cheie? Leadership, interpersonal communication, creative thinking, problem solving. Toate le poți învăța din niște cărți foarte faine, cred că împreună chiar putem să facem o listă. Dar ar fi super dacă am putea să și aplicăm ce am învățat acolo, să vedem unde ai ghicit să făcăm voluntariat. Exact. 4. Voluntariatul este despre a-ți face prieteni noi. Știu că ai 1687 de prieteni pe Facebook și 288 de follow-uri pe Instagram, dar ce-ar fi dacă am socializa cu oameni reali din alte domenii sau alte medii decât cele în care te învârți de obicei, să vezi ei ce părere au despre acelea subiecte, nu știu, familie, bani, politică. Ei cum văd situația asta? Ei cum apreciază anumite lucruri? Și așa poate îți dai seama că unele lucruri tu le iei for granted și unele lucruri le iei de bune și nu le apreciez atât de mult pe cum ar trebui, zic și eu. 5. Pur și simplu voluntariatul te face să te simți bine. Gândește-te că atunci când mănânci o gogoașă cu ciocolată, mai multe gogoși cu ciocolată? Gândește-te la sentimentul ăla înmulțit cu 100 sau cu 1.000.000. Zâmbetul pe care ți-l pune pe față toată experiența asta cu voluntariatul, eu cred că valorează milioane. Deci, cine vrea să fie milionar? Știu că am tendința să vorbesc foarte, foarte repede, de aceea acum o să vorbesc un pic mai încet, ca să ai timp să dai subscribe. Good, ok. Acum trecem și la concurs. Vreau să-mi scrii în comentariu, pe YouTube sau pe Facebook, un lucru pe care voluntariatul l-a adus bun în viața ta sau a unei persoane de lângă tine pe care ai văzut-o că a făcut voluntariat. Măcar să nu fiu singura nebună care chiar crede că voluntariatul poate să te schimbe în bine. Câștigătorul, ales prin absolut magicul și ascunsul algoritm de la random.org, va câștiga, că tot vorbeam de bani, o bancnotă 100% originală și unică cu fața ta, câștigătorule, pe ea. Mă voi ocupa personal de acest lucru. Până data viitoare, eu vă garantez că Eli vorbește.